găsit, dragi prieteni, sunteți pe AS.ro Live, unul dintre cei mai importanti jucători din istoria fotbalului nostru, chiar dacă dumnealui e modest și nu vrea să spună lucrurile acestea, să se spună lucrurile acestea despre dumnealui. De două ori ales fotbalistul anului, vreo 10 ani la echipa națională, capitan și acolo, doar atât spunem, groapa cu lei de la Guadalajara, adversar sau coechipier cu jucători precum Dobrin, Pele, Cruyff, Bobby Charlton și așa mai departe. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Liță Dumitru, bună dimineața! Bună dimineața! Și mii de mulțumiri! Și eu mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat și totodată am posibilitatea să mai iau contact cu fotbalul românesc. Corect. Ce faceți acum? Cum vă găsim acum cu sănătatea, sunt, cu astea cele mai importante? Sănătatea e binișor, să zic. Urmez un tratament în ceea ce privește operația de cancer pe care am avut-o acum 5 ani. Au reapărut niște celule, dar am făcut niște raze și lucrurile merg spre bine, să spunem. În general, pot să spun bine, deocamdată. Da? Da. Începe cu începuturile. Cine v-a zis Liță? E adevărat că nu puteați pronunța cărniță și ziceați căliță? Nu, sau... mi-a plăcut carnea. A, și dumneavoastră. Și maică mea, eu spuneam căliță și în sfârșit ea mi-a pus numele ăsta Liță. Da. În sfârșit. Am rămas așa de la mama. Dar v-ați gândit că o să fie un supranume ăsta? Că foarte puțină lume ce Ion Dumitru. Da, Liță Dumitru. Nu știau până la vreo 18 ani, nu știau de numele, de pseudonimul ăsta. Deci și tot, de la început a fost Ioan Dumitru, dar după aia s-a legat cu Liță Dumitru, Liță Ioan Dumitru. Și pentru mine a fost, lumea mă știu, oamenii mă știu de Liță Dumitru. De Liță. Da. De Liță. Mai țineți minte începuturile fotbalului? Eu sigur că țin minte, dar dacă stau să mă gândesc așa, am anunțit, nu prea le mai țin minte, dar în general știu. Am început cu fotbalul de mic copil, mergeam pe aici unde locuiesc acum, mergeam așa peste, pe luncă, îi spuneam noi, pe câmp, până la capătul 68 în Giulești, unde luam de acolo, dacă aveam bani, să merg cu 68, era Buzu, și mergeam 2-3 stații și mă duceam la antrenament de la Rapid. Dar v-a zis că sunteți mic de statură, parcă? Da, deci am fost la selecție la Rapid cu vreun an înainte. Și ne-au pus așa pe un rând și eu eram printre ultimii, că ne-au pus după înălțime. Și a venit Nea Cristescu la mine și mi-a zis, băi, puișor, zice, du-te, zice, acasă, mai mănâncă și mai crește puțin și vii înapoi. Mi-a părut foarte rău că nu m-a lăsat să joc fotbal, că dacă m-a lăsat să joc fotbal... Da. Nu mai conta înălțimea și... Da. Și am plecat dezamăgit, m-am lăsat acasă și atunci în cartier la noi aveau confecție, fabrica de confecții, aveau o echipă de fotbal cu un antrenor de la noi din cartier și am jucat noi golanii, cum ziceam noi, da, băi amici, care eram noi cu echipa lui, care se apropia de noi ca vârstă, cu 3-4 ani mai mari decât noi. Noi cu picioarele goale și ea cu ghete, i-am bătut pe ea de le-a sunat la apa în cap, că aveam echipă bună pe acolo prin cartier. Și după meci ăla m-a luat tipul respectiv, m-a luat la echipa lui. Și m-a băgat pe fals la un meci și m-a băgat de extremă stângă. Am driblat pe 4-5-5 și am dat gol. Și arbitru a venit și m-a pupat și a zis, bă, cum te cheamă? Dumitru Ion. Și la pauză m-a chemat la el. Arbitru? Arbitru, da. Și zice, băi, cum te cheamă, mă? Dumitru Ion. Cred, Dumitru. Zic, nu, Dumitru Ion. Stai că saltul. Care Dumitru, că nu te găsesc aici? L-a chemat pe antrenorul, pe Nicu Gulinete, l-a chemat pe antrenorul. Bă, ce-i cu ăsta? Domnul arbitru, vă rugăm frumos să-l lăsați, că e mic, și l-am băgat să joace, că e fotbalist și cu tare, și m-a iertat ăla. Și atunci am început la ea să joc. Am jucat puțin, că mă duceam la toate selecțiile care se făceau. Am fost la Progresul la domnul Clughe și m-a oprit, dar am plecat pentru că era departe de, cum îl cheamă, de mine, de cartier. Da. La Steaua n-am ajuns, la Dinamo m-am dus, dar... mi-a fost frică să mă dezbrac la stadion când m-am dus la Dinamo, că zicit, erau poliția pe acolo și ce erau, și nu m-am dezbrăcat și am plecat și am rămas până la urmă la confecția și am jucat un meci pe 9 mai, era un teren între confecție, între cartierul nostru și militari, și am jucat acolo și am jucat bine și a venit Nichi Mihăilescu la meci care jucam și m-a văzut și a zis, bă, băiatule, uite, ia 5 lei și mâine să te duci la Cristescu la Giulești să spui că te-a trimis Nichi Mihăilescu.
Brenea Miche, dar mai fost și m-a trimis acasă. Du-te mă acolo, du-te bă, că așa stau lucrurile. Și zice, și m-a dus acolo, l-am pus să fac preluare pe piept, m-a pus să dau pase. Câți ani aveți? Aveam vreo 10 ani. Știam să dau pase și să trag, să dau la poartă, că aveam la noi în cartier, unde tot făceam noi dele noastre. Și m-a oprit, am rămas la Rapid de atunci și până a venit ziua, am mers la echipa națională de junior, de la junior am fost m-a luat la echipa mare, în cantonament de vreo două ori, cu Nichi Dumitriu, cu Ionănescu, cu Adrianu și aia care erau. Și deci am jucat la echipa națională vreo 10-20 de jocuri, nu mai țin minte, că eram cu Iordănescu la grupă. Da. Și pe urmă, ușor, am debutat la Rapid, unde am prins echipa. Nea Nae Georgescu nu mai juca, se lăsase. Și atunci m-a băgat pe mine în lor Nea Tinel. Și era Jamaischi, eram eu, era Dinu. Mai erau, în sfârșit, Costea, cine mai era? Neagu. Deci mai erau jucători care erau de perspectivă. Și m-a ținut pe lângă. Am fost în cantonament la Predeal, primul cantonament, unde am stat în cameră cu Nea Ilie Greavu. Aveam mâna ruptă că la un meci, deci îmi spuneau ăștia pe timpul ăla, nu profesionist, un fel de, nu munceam pe nicăieri, dar jucam fotbal, nu știu, îmi spuneau într-un fel. Și ca să-mi dea servici, o echipă din cartier a zis, domnule, să vezi, joace la noi pe fals. Și m-am dus să joc pe fals ca să mă angajeze. Și la pauză a venit Nea Tinel pe terenul 2, jucam pe Giulești, a venit Nea Tinel cu Dinu să vadă meciul, nu mai știu cum se chema, Icar, nu știu cum se chema. Și când l-am văzut pe Nea Tinel, mi-a venit o minge, l-am driblat, am fost nepregătit, am căzut în mână și mi s-a rupt mâna, am făcut fractură, deci fractură dublă, în sfârșit, și mâna nu se mai deschidea, așa era invers. M-a băgat în spital, am stat 3 zile, 4 zile în spital, n-a venit nimeni după mine, nu știa nimeni nimic de mine. M-a operat, aia mi-a băgat o tijă prin mână, în sfârșit, și am tras-o vreo jumătate de an cu treaba asta, cu tijă în mână și am pierdut din pregătiri, într-un fel. La Nea Tinel a auzit ce am făcut, în sfârșit m-a certat. Și după ce m-am făcut bine, am început să fac gimnastică medicală și am început la echipa mare să fac antrenament cu ei. Am intrat în cabina mare, eu de la, eu știu, de la Chiajna, de la Roșu, să vin să mă dezbrac lângă Nichi Dumitriu. Oh, când am intrat acolo, m-am jucat pe pământ vreo un an de zile. M-am dus până la... Un an? Mă duceam pe bancă unde locul... Unde... Ați găsit loc? Nu, mi-au dat ei voie. Era chiar se termina cabina și venea peretele unde Nea Tinel se punea aici pe un fotoliu și discuta cu echipa. Și aici când intram în dreapta, mi-au făcut loc acolo și acolo am stat. Și Nea Tinel m-a prezentat, în sfârșit Nichi m-a plăcut. M-au plăcut mulți. Nea Dănuț, Dan Coie, iar Nea Nelu Motroc. Ușor am ajuns să mă placă mulți și vorbeau prin spatele meu că am perspectivă, că sunt un copil cu minte. Ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.